La Direcția pentru Protecția Copilului, în prezent ne confruntăm cu o situație cu care nu ne-am mai întâlnit până în prezent. În fiecare lună existau abandonuri de un copil, de doi copii. De data aceasta am crezut că este o singură întâmplare, începând cu luna aprilie, când am avut 13 copii, în luna mai am avut 18 copii și am avut în luna iunie, de asemenea, 18 copii. Și în felul acesta, sigur că evenimentul devine îngrijorător și pe fondul acesta al sărăcirii populației a apărut un astfel de cerere, care de asemenea n-a mai existat până în prezent, și anume părinți, în special cu familii cu mai mulți copii într-o familie, care solicită în scris ca 1, 2, 3 copii să fie preluați de Direcția de Protecție a Copilului și să fie ținuți în asistență, pentru că nu au ce să le dea să mănânce. Pe de o parte, sigur că știam că regiunea Oltenia este a doua regiune ca sărăcie în România, dar s-a ajuns la situații deosebit de grave, pentru că, așa cum știm, părinții nu prea vor să-și dea copiii, spunând de multe ori chiar cei care au câte 10 copii, acolo unde sunt 10, mai mănâncă și al 11-lea. Și pe acest fond ne punem probleme deosebite, ca să nu mai vorbim despre faptul că aici, în Oltenia, noi nu ne-am confruntat cu o situație specială în legătură cu personalul. Însă, de data aceasta, și noi ne confruntăm în sensul că cei care au o anumită experiență în ceea ce privește activitatea socială, găsesc foarte repede servicii în străinătate. Și de aceea, în felul acesta, ne-au apărut probleme cu migrație de personal către locuri unde sunt mai bine plătite, pentru că în acest moment salariul ajunge la 4.000 de ioane și jumătate, 5 milioane, nici nu plătesc și plătesc datoriile de acasă. Există niște părinți care au făcut niște cereri concrete și pentru viitor, în perioada următoare, pentru a-și lăsa copiii în centre de plasament? Da, există părinți care și-au lăsat pe o perioadă mai îndelungată. Copiii, sigur că nu și l-au lăsat pentru întreaga perioadă până la majorat, ci pe o perioadă până când consideră că ies din această stare de sărăcie. Deci, cred că criza este cea care... În primul rând, criza, și, bineînțeles, este legată criza de toate resorturile, de salariile foarte mici și de prețurile care, încet, îi vor face pe oameni la apropierea iernii să se confunde cu probleme cu care poate nu s-au mai confundat până în prezent. În general, familii din mediul rural, urban? Sunt, din păcate, familii din mediul urban. Cele din mediul rural mai găsesc cât este vară, eu știu, din legumele din curte, din ceea ce mai pot să mai găsească pe la vecini. Cred că problema deosebit de stringentă va veni odată cu iarna.